Dacă a fost un an secetos și hribii sunt puțini, localnicii din Vama au organizat cea de-a 5-a ediție a Festivalului Hribului. Evenimentul a debutat cu tradiționala parada costumelor populare. Pentru prima dată, formațiile de artiști participante au fost însoțite de un car alegoric închinat hribului. Deși parada s-a dovedit reușită, publicul a fost mai impresionat de expoziția culinară cu bucate preparate pe bază de hrib. În primul și în primul rând, ciulamaua de hrib cu mămăliguță. Aproape că nu pot spune pe locul 2, aproape pe același loc, supa cremă de hrib, care e un deliciu, ciorba de gălbiori, după aceea venim cu sărmăluțele cu hrib, sărmăluțele cu ghebe, hribul pane, iarăși soteul, că am împrumutat la tocănița de hrib, mai nou ne-am franțuzit și noi îi spunem sote. Bucătarea a împărtășit o parte dintre rețetele care stau la baza prepararii bucatelor din hrib. La mesele festive nu poate lipsi niciodată un fel de mâncare care se numește pălării de hrib pane. Sunt pălăriile de la cei mai frumoși hribi, care sunt puțin fierte și apoi făcute pane cu albuș bătut spumă, cu gălbenuș, cu puțină făină. Arată foarte frumos, deci au un aspect foarte plăcut. În același timp este un antreu de mare finețe. Administratorii pensiunilor din Vama au ținut să-i asigure pe turiști că, deși producția de hrib este foarte slabă anul acesta, din cauza secetei, în cămările localnicilor există rezerve suficiente. Anul acesta, fiind un an destul de secetos, producția de hrib a fost ceva mai scăzută. Asta nu ne-a împiedicat să prindem momentul când am putut face provizii, astfel încât în toate pensiunile noastre avem destule rezerve pentru a traversa sezonul următor până la noua producție din 2013. De preparatele bucătarilor s-au bucurat și turiștii. Măcar servit, avem niște hribi. Smântână sau tocană de hrib, nu știu exact cum se numește, dar și sunt bune. Odată, da? Sunt bune. Da, 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 foarte bune. Da? Da, sunt rezonabile. Sunt rezonabile, nu? Da. Și mâncarea? Merită. Excelent. Excelentă, da? Excelentă. Merită să veniți cu siguranță. Festivalul Hribului a fost organizat în cadrul Zilelor Comunei Vama.